Bună dimineața, ladies and gentlemen. Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit la episodul cu numărul 3 din primul gând de dimineață. Mamă, greu la de-al cu poemici, mă, când te trezești dimineața e ciudat rău de tot. Astăzi, primul gând de dimineață numărul 3, azi vorbim despre un subiect care mie îmi place foarte, 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 foarte mult și am mai vorbit despre el pe un live, prieteni. Dacă vreți să vedeți mai multe episoade de genul, apăsați butonul de like, subscribe dacă nu ești abonat, clopoțel neapărat pentru a fi notificat când postez, ăla e realul subscriber, comentariu, bă, băi, dacă vreți să susțineți seria, trebuie să și comentați, mă, da? Share oricum nu dați, v-am prins eu. Astăzi vorbim despre câteva chestii care strică youtuberii, mici sau mari. Eu m-am hotărât să fac clipul ăsta pentru că deja am 2 ani și ceva, și ceva mai bine de când fac treaba asta. În 2 ani am ajuns la 33.000 de subscriberi pe canalul meu mare, pe canalul meu de gaming 5.500 sau 5.600, ceva de gen. Le aveți oricum pe amândouă pe ecran, canalul mare, canalul mic. Un Instagram cu 7.000, dar am început din, nu știu, cam un an cam așa de când îl promovez. Nu credeam că e așa de important. Și astăzi vorbim despre niște chestii pe care le fac youtuberi în general și greșit. Și eu le-am observat, pentru că știți că eu și pe live-uri, când am mai stat cu youtuber, cu orice fel de youtuber, chiar dacă omul a vrut, dacă l-a vrut, eu tot i-am zis acolo câteva chestii. Vreau să vorbim despre câteva subiecte mai neînțelese. Unul la mână, intrăm direct în pâine. Dați like, subscribe și comentariu de acum. Fiți atenți aici. Vreau și eu să aflu, dar sincer, vreau să vă testez. Toată lumea care se uită la clipul ăsta, sunteți pe premieră acum, nu? Băi, sunteți pe premieră, e? Și vorbiți acolo, vă salutați între voi. Hei, hei, ceva, băi, hei, hei. Tocmai ce ați vorbit pe Discord, dar e ok. Băi, vreau să puneți pauză la acest clip. Și nu în premieră să scrieți, în rubrica de comentarii. Da? În rubrica de comentarii să-mi scrieți și mie cine este, pe bune, cine este youtuberul vostru preferat și de ce. Dar scurt, într-o frază așa, lejer. De ce? Pentru că, uite, încep eu. YouTuberul meu preferat este Codrin Bradea Satana. Pentru că are un umor negru și neforțat. Ia-ți mai opinie. Bun, bă, prima chestie pe care vreau să o vorbesc despre asta este sentimentul ăsta de proprietate, cumva. Sentimentul ăsta de omul meu, na? Deci ăsta e primul chestie. Pe YouTube nu există omul meu. Adică, la ce mă refer cu omul meu? Ești un YouTuber, da? XYZ. Tu ce faci? Intri live, faci live. Vorbim mai mult despre live streamer. Intră Marioara la tine. Intră azi, te salută. Intră mâine, te salută. Intră poi mâine, mai stă pe live, mai vorbești. E frumos jocul, dar ce trebuie să faci acolo? Da, să bagă la o glumă, nu știu ce. Îi dai mod. Momentul în care ai dat mod, ai motivat-o mult mai mult pe Marioara să intre, știi? Marioara intră, bau, 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 bau. Și creați o prietenie online. Bă, mulți youtuberi fac prostia să creadă că dacă i-a dat și mod și ăla a intrat așa, ăla e omul lui. Ăla nu e omul tău. El a intrat la tine și ca tine mai sunt alți 1000 și ca mine mai sunt alți 1000 și ca aia alți 1000 care mai sunt ca noi, mai sunt încă 1000 pentru ei. Adică e foarte mare comunitatea, o de unde alege. Și oamenii ăștia fac greșeala asta, adică intră ei live și zice cu tare, sau el mai intră și la alt YouTuber și îl vede pe omul ăla acolo, el când e live, și se supără. Pentru ce te superi? Iartă-mă, dacă sunt nesincer, dar pentru ce te superi? Omul ăla se uită unde îi place, unde îi face bine, unde vede content. Dacă tu nu mai atragi cu tipul tău de content, hai, mobilizează-te și fă-l să vină iar. Și atunci vezi exact dacă tu poți să mai faci tipul ăla de content. Deci ăsta e primul. 2. Luați ochii în pula mea de pe ochișorul ăla să vedeți câți oameni se uită la voi. Băi, ăsta e sfat mai mult. Mă, frate, nu ați observat în general în viață că e reflexul ăsta. Mă, ai 20 de oameni. Tu știi că ai 20 de oameni, da? Dacă tu te uiți pe ochișorul ăla și vezi dintr-o dată că ai 50 de oameni, 100 de oameni, vă zic eu, 95% dintre youtuberii care fac treaba asta și dintre 100 de oameni,
o să facă chestii forțate sau pe care ei nu le fac de obicei, doar pentru a ține publicul ăla în priză acolo. S-a întâmplat și cu cazul Colo, da? Nu mai intrăm în el. Deci oamenii ăia nu o să te cunoască cum ești tu. Tocmai dacă nu te uiți pe ochișorul ăla, frate, nu o să știi când ai 100 de oameni și o să te comporți exact cum ești tu de obicei pe live-uri. Și omul atunci decide dacă el rămâne la tine sau nu rămâne la tine. E ca la mine, uite, tocmai de-aia am aproape un an de când stagnez la 250-300 de oameni, 350-400 rar. Adică când fac drum, slip și de-astea, 500-600. Tocmai de-aia, pentru că eu mi-am făcut o comunitate, eu sunt la fel pe fiecare live. Oamenii vin și într-adevăr vin mulți, am un trafic destul de mare, dar nu rezonează cu mine. E asta caută pe YouTube, oameni cu care să rezoneze. Deci nu vă mai uitați pe ochișori. Mama, am transformat într-un de-astea 10 chestii să nu le faci ca YouTuber. Na, ok. 3. Nu mai investiți ampule. Bă, am văzut oameni care au 2, 3, 4, 500 de abonați, 1000, și ei își au echipamente scumpe și după aia zic, dă-te în pula mea cu aia. Uite-l pe ăla care bagă nu știu ce în gură, nu sunt eu, de exemplu, bag sticla de așa în gură. Bine, că eu am echipament pe ăla ca lui. Ăla n-are calitate și eu am calitate și nu prind, frate. De ce nu fac eu abonat și ăla n-are calitate și eu am calitate? Eu am cameră 4K, bro, pe live-uri pe YouTube. Cameră 4K care a costat vreo 3.000-4.000 de lei când am luat-o. De ce n-am mai mulți oameni? Trebuie să te frustrezi? Nu. Dacă sunteți la început de drum, luați-vă basic, frate. Luați-vă un microfon, o cameră, un braț de microfon. Face o lumină, lumina e foarte, foarte importantă. Eu v-am mai făcut tutoriale și în OBS, aveți pe canal cum să vă configurați camera să vadă mai bine cu luțuri, dar trebuie să înțelegeți că cea mai importantă chestie pe care o vindeți este ceea ce scoateți pe gură. Dacă e interesant ceea ce zici tu sau ceea ce faci tu sau e captivant, omul o să stea dacă te vezi și pixelat, frate. E mult mai important ce vinzi decât cum vinzi. Noi investim și astea, dar nu prea știm ce vindem. Nu mai investiți de la început, frate. Nu mai investiți de la început pentru că există posibilitatea mare să fiți cumva dezamăgiți. Da? O să fiți dezamăgiți. 4. Când sunteți în branșa asta în YouTube, învățați să analizați piața. Să vedeți nișa. Am urgență, dacă că vreau cu mine. Research, faceți research, frate, verificați nișa, înțelegeți YouTube-ul, înțelegeți algoritmul. Eu cu asta mă lupt acum să păcălesc algoritmul ăla, pentru că mulți abuzează și sunt multe chestii la... Asta e ar trebui să fie un videoclip separat cu YouTube-ul, cu algoritmul, cu asta. Cel păcălești, adică păcălești între ghilimele așa, cum să intri în algoritm, să-ți recomande clipul. Să depinde de tag-uri, de titlu, de thumbnail, foarte mult, mai multe chestii. Faceți research, intrați pe... Vedeți nișa. Bă, frate, eu fac gaming. Toată lumea s-a apucat cu gaming în zilele astea. Zic că și eu m-am apucat-o cu gaming. E cea mai ușoară rampă de lansare, știi? Trebuie să faceți research, să vedeți nișa pe care atacați. Bă, frate, ce clipuri merg acum alea cu Fortnite? Bun, fac și o Fortnite. Bă, frate, ce merge? Merg vlogurile în aer liber, merg vlogurile în căutare de comori. Să vedeți ce merge. Și numărul 5. Hai să alegem pentru numărul 5, așa una mai importantă. Le lăsăm restul pentru episodul următor. 5. Atitudinea voastră contează, frate. Am văzut mulți youtuberi, e discutabil, frate, nu toată lumea e la fel, nu mă dau pe mine exemplu. Eu sunt, pentru că așa sunt eu, așa, mă întreba fix ieri pe Discord cineva, un băiat laser, salut, frate, prin intermediul ăsta te salut, zice, bă, îmi place cum ești tu, frate. Și eu am răspuns, așa sunt eu. Și după aia am reformulat și am zis, bă, nu așa sunt eu, așa vreau să fiu eu. Ăsta sunt, frate, bă, de viață, Caterinca, măscăriși, da. Știi că unii au o doză de asta de seriozitate mult mai mare și te critică. Așa îmi place mie, frate, așa aleg eu să fiu. Ei, am văzut mulți youtuberi, la punctul 5 ăsta, da? Care sunt prea crispați, bă, prea vin și îți transmit o energie. Băi, energia ta contează. Omul ăla care vine, încă o dată, vrea să se intercaleze, să se suprapună cu tine, să,
să te cunoască și să fii același tip, să ai niște chestii în comun cu el. Mulți oameni care stau așa, zâmbesc și la 50 minute și sunt foarte, foarte crispați, sunt foarte serioși, sunt foarte... Bine, acum sunt și chestii pe care trebuie să le tratez serios, dar sunt foarte crispați, frate. Acum, cred că mulți vă doriți să faceți un live de divertisment și așa gândiți și voi live-urile, că sunt de divertisment ale voastre, da? Entertaining. Dar foarte crispați. Energia și dați o energie negativă. Bă, frate, încercați să fiți un pic mai hype. Doar puțin. Adică, bă, fac un live astăzi. Salutare, băieți, bine v-am găsit la un live. Băi, am uitat 5 oameni. Salut, salut pe toți. Bă, atenție, iar acolo. Foarte mare în chat. Uite, vă mai așa asta, da? Atenție mare în chat. Oamenii, copiii, pentru că ăștia sunt marea majoritatea care se uită la noi acum, copiii, vor să-și audă numele, vor să-i observi, să-i recunoști, să le zici numele, să le citești comentariile. 6. Fii atent în chat, da? Foarte important. Hai mă, că ducem până la 10, da? 7. Care ar mai fi 7? Nu face ce nu-ți place doar că merge. Deci, bă, am făcut și odată prostia asta. Să faci ceva că e pe trend, dar ție nu-ți place. Nu, fă doar ce-ți place, frate. Dacă ție nu-ți place Fortnite-ul și Fortnite-ul merge, nu te juca Fortnite. Dacă nu-ți place. Asta e important. Da? O să trecem la 8. Bă, nu mai faceți chestii doar de dragul, dar le faci doar așa. 8. Nu mai donați pentru promovări. Bă, nu mai donați, mă, pentru promovări. Nu mai căutați promovări. O promovare, cea mai bună promovare, cea mai frumoasă promovare este în prietenești cu un YouTuber și să-i oferi ceva tu lui ca prieten și oamenii lui să te vadă până ceva. Da? Cum s-a întâmplat și cu mine, eu am avut exemplu și le recunosc. Când eram la început cu Omegol, mă vedeam cu Neveu, cu Roxana CSGO, cu Pican, cu Cătălin Talent, cu cine mă mai vedeam, cu Mojo. Bă, dar niciodată nu făceam eu reclamă mie sau ei mie. Ideea e că promovarea asta nu te ajută deloc. Trebuie să înțelegeți o dată pentru totdeauna. Nici giveaway-urile. Hai să le trecem la punctul 9, giveaway-urile. Bă, nu vă ajută promovările. Eu așa am fost. Eu eram eu natural când vorbeam cu ei, mă împrietenisem cu ei, vorbeam caterincă, făceam caterincă și omul dacă îi plăcea de mine oamenilor de la YouTuberul XY, mă căutau și pe mine, într-adevăr. Dar dacă nu, nu, frate. Nu vă mai cumpărați promovări, nu mai cereți promovări. Nu, bă, mamă, bă, ce naiba, mă, frate, suntem în 2020, cumpărați promovări. Aveți probleme la mansardă. No, giveaway-uri. Nu faceți, frate, giveaway-uri ampulea. Da? Adică faceți giveaway-uri, că și eu fac un giveaway. Dar sunt unii care o țin un giveaway, mă, mâncați-i gura ta, toată ziua, bună ziua. Bă, când ai un sponsor, când ai un partener, cum ai cum, nu știu, să-ți dau un exemplu, pe cine, mă? Palaș, uite, na, a făcut 140.000, 130.000, 150.000, nu știu cât are, sigur, nu știu când postez clipul ăsta. Bă, frate, are cu Nexus Media, poate Nexus-ul îi dă ceva sau poate Nexus suportă și el dă de la el. Atunci da, frate, dar sunt unii oameni care fac cu jocuri pe Steam. Cumpără el un volan, un pahar, un ulei, un florisol și îl dau ei, că îl cumpără ei. Bă, frate, giveaway-urile nu aduc un trafic, ei doar fidelizează. Deci giveaway-urile nu aduc un trafic nou, frate, sau un trafic bun de oameni. Ei doar fidelizează traficul existent. Bocnici. Deci nu mai faceți treaba asta extrem de mult. E bine să faci un giveaway, să dai ceva la abonați, frate. Asta e interacțiune cu abonații, corect. Nu? Că și eu fac. Unul la nu știu cât timp. Nu. Unii oameni cresc numai pe treaba asta. Și pe live cu promovări. Bă, bro, pe bun. Unde am greșit, mă, că faci gura asta? Fac live cu promovări. Și la punctul 10 de încheiere să fie unul deep, așa. Nu e deep. Asta e și o cerință de-a mea. Haideți, mă, să ne avem mai bine între noi. Numărul 10. Mâncătoria și invidia dintre YouTuberi. De ce unul prinde mai mult și ăla mai puțin? De ce ăla face mai mult, ăla mai puțin? Video asta, bă, nu suntem uniți. Ca să transform un pic de la Vlad Dobrescu, YouTube-ul nu e unit cu aia, ce vrei, să-i dăm cu Super Glue? Bă, nu suntem uniți între noi și
Motivul principal e pentru că mâncăm toți din aceeași pâine și nu știm cum să facem fiecare să-i luăm bucata lui Land. Invidia asta și bă, trebuie să renunțăm la ea ca să ne meargă bine. Uite, ne atacă televiziunile. Vedeți pur și simplu că vin în mediul ăsta online să dau peste noi, să arunce peste noi. S-a întâmplat iar, să mai întâmple iar. Dacă am fi uniți, suntem prea blameri. O criticăm pe Mimi că a făcut povestea dezvărginării și că a făcut 1 milion, 2 milioane, 3 milioane la el. Ce dracu fumă, uite la povestea dezvărginării, dar de ce n-ai făcut-o, mă, povestea dezvărginării? Dacă ai idei, aia a mers ei, ce? Că mai vin unii și zic că, da, domne, dar uite cu ce se obișnuiește comunitatea. Cu ce se obișnuiește, mă, comunitatea? Bă, oamenii pe YouTube sunt liberi, mă. Voi aveți oameni în comunitate care nici măcar nu știți la ce se uită cu aia. Că se uită la orice căcat, ești, mă? Nu-i puteți controla, frate. Nu-i puteți controla. Evitați să mai controlați, să încercați să mai controlați. Haideți să ne unim un pic. Uite cum am fost eu cuță, da? Am pornit la același nivel. Am avut eu 3.000 de abonați, a avut și el 3.000 de abonați. Eu 4.000, el 3.000. Am crescut eu. Și după aia am început eu să cresc, el s-a lăsat. Și eu am făcut 30.000, el are 4.000 sau 5.000 cât are. Dar asta înseamnă că omul ăla trebuie să fie pe mine și să schimbe părerea despre mine, pentru că eu am poate altă carismă sau am alt flair sau mă bag mai repede în subiecte, în chestii și fac alte clipuri. Nu, frate. Bă, dacă tu n-ai crescut și el a crescut, aia e fratele meu. Dar într-adevăr, mai sunt și exemple în care să cresc unul pe altul, da? Mai ce să-i faci? Știi? Adică, we see, we ignore. English of the Bolta. Cam asta ar fi 10 chestii pe care YouTube-ul român le-a restricate, să zicem așa, sau YouTuberii le fac. M-am pornit cu un gând și am terminat cu alt gând. Ha, primul gând de dimineață. Episodul numărul 3. Nu uitați, rubrica de comentarii acolo. Ce vreți să mai vorbim? Despre ce vreți să mai vorbim în următorul episod? Jegosul Suprem pe Instagram, follow acolo că sunt activ, like la acest clip, comentariu neapărat, subscribe dacă nu ești abonat și noi ne vedem la primul gând de dimineață, numărul 4. Kisses!